Astfel, potrivit comunicatului de presă, anul trecut jandarmii au executat peste 14.300 de misiuni, comparativ cu 7.200 în 2010. Cea mai mare pondere în 2011 au avut-o misiunile de menținere a ordinii publice în sistem integrat prin patrule mixte, atât în mediul urban și rural, cât și pe traseul magistralelor de transport produse petroliere. În 2011, jandarmii giurgiuveni au aplicat aproape 1.600 de sancțiuni contravenționale, dintre care 926 amenzi în valoare de peste 270.000 de lei, iar 653 au fost avertismente scrise. Comparativ cu aceeași perioadă din 2010, se observă o creștere de 30% a numărului de sancțiuni contravenționale aplicate. În ceea ce privește faptele de natură penală, în 2011 au fost constatate 138 de infracțiuni, printre care evaziune fiscală, contrabandă, furt sau profanare de morminte. De asemenea, peste 100 de infracțiuni au fost constatate de jandarmi împreună cu structurile poliției, fiind depistați 144 de autori.